Polițiștii din Bacău au deschis dosar penal după o paradă a mascaților din Berzunț, care s-au costumat în soldați ruși în mașini inscripționate cu litera Z, îndemnând la violențe și chiar viol. Oamenii legii au deschis un dosar penal în care fac cercetări după ce, în cadrul unei parade cu mascați din comuna Berzunț, mai multe persoane s-au costumat în soldați ruși și au defilat cu autovehicule imitând pe cele militare, având inscripționată litera Z. În imaginile apărute în spațiu online și care au stârnit comentarii negative, mascații din Berzunț. În fiecare an, în localitatea băcăuană Berzunț, are loc o paradă a mascaților care abordează diverse teme.